Doliu în lumea sportului românesc. Un fotbalist din generația de aur a murit la 90 de ani. Lumea sportului din România este în doliu, după ce Iosif Lereter a murit azi noapte. Fostul jucător avea 90 de ani, iar vestea a fost dată de clubul UTA Arad. Reprezentanții echipei UTA Arad au postat un mesaj emoționant pe Facebook, în care au anunțat moartea lui Iosif Lereter. Cei care l-au cunoscut au numai cuvinte de laudă la adresa lui, spunând că și după se s-a mutat din Germania. Nu a uitat de marea lui pasiune, fotbalul, dar nici de echipa la care a venit pe când avea 36 de ani, Uta Arad. Numele lui Iosif Lereter rămâne un reper pentru echipa la care a evoluat, fiind considerat unul dintre cei mai buni jucători ai perioadei respective din echipa Bătrânei Doamne,